administrația locală s-a schimbat, dar situația a rămas aceeași. În drumul taberei, la un șantier de anvelopare, bloc comunist, găsim schelele dezgolite, deșeuri, doar frunzele zbăgați în saci, dar probabil nu se ocupă ăștia de pe șantier. Ăștia de pe șantier, ia uitați cum aruncă materiale peste tot, rămân atârnate în copaci, sau iată pulbere de plastic care cu orice adiere de vânt se ridică în aer și poate ajunge în ochi, în plămânii noștri. Și asta e periculos. Și între timp, garda de mediu și inspecțiile de construcții și-au primit salariile. La fel și muncitorii ăștia, care cel mai probabil o să angajați fără contract și fără respectarea drepturilor salariale. Locatarii din bloc sunt fericiți că li se încălzește. În sfârșit, dar cu ce preț, cu ce risc, nu prea le pasă. Muncitorii pe schele lucrează fără protecție, bine că au măcar balustrade. București, drumul taberei. Pe lângă policlinică. Muncitorii de jos sunt de la Termocom sau apă, canal, și nici ei nu prea sunt protejați. Dar ăștia de pe schelă sigură cu încălzirea blocului. Pot fi străini, pot fi de-ai noștri, dar celor care îi angajează nu prea le pasă de sănătatea lor și nici de viața lor.